problema este destul de gravă. Moștenirea este următoarea. Deci, practic, noi am rămas acum fără autorizații și riscăm până în decembrie 2027, când vom avea o nouă stație de epurare făcută de operatorul, construită de operatorul APA Nova, riscăm să plătim penalități în valoare de 30 de milioane de euro. Ca atare, practic, noi am început discuțiile și domnul președintele Consiliului Județean, domnul Nanu, a fost la Apele Române. Noi ne-am întâlnit cu cei de la APA Nova chiar astăzi să explorăm posibile soluții, astfel încât să nu ajungem în situația să plătim 30 de milioane de euro penalități pentru faptul că noi nu avem stație de epurare modernă. Vor mai urma discuții, sunt pași de urmat, se întrevede o soluție, dar trebuie să fim foarte, foarte siguri. Apele Române, practic, ne-au indicat o posibilă soluție. O secundă. Ne-au indicat o posibilă soluție, dar trebuie, practic, să ne întâlnim noi, Apele Române și APA Nova, astfel încât să fie foarte clare detaliile acestei soluții. Deci, practic, noi am început demersurile. Pare că mergem pe o linie dreaptă de rezolvare, dar trebuie să fim siguri de toate Soluția ar detaliile. fi preluarea de către APA Nova a stației vechi de epurare? Da, este partea soluției ca APA Nova să preia vechea stație de epurare. În același timp, trebuie văzut cum o face acest lucru, pentru că nu poți să impuți APA Nova penalitățile, câtă vreme de fapt Primăria Ploiești a fost vinovată și este vinovată pentru situația actuală. Reiau ceea ce am spus public. A existat din partea APA Nova la un moment dat o derogare pentru Primăria Ploiești. A existat un plan de măsuri asumat de Primăria Ploiești în perioada 2018-2023, care la sfârșitul 2023 trebuia să încheie cu apariția unei noi stații de epurare. E, bine, nu s-a întâmplat acest lucru, nu s-a făcut absolut nimic, practic a fost o minciună ceea ce a făcut Primăria Ploiești.